Bine m găsit, prieteni! O imagine am luat-o de pe, de pe de la Digi24. Secet în Europa, România pe harta dezastrului. Dincolo era un breaking news cu ședință la guvern. Da, România se usucă, România uscată. O nebunie cu toată agricultura, cu toată seceta, o vâlvătaie. Da? Dar, de ce ne merităm seceta asta? De ce merităm să ne bată soarele în căpățâni până, nu știu, poate ne-o veni mintea la cap? Pentru că se întâmplă niște lucruri pe care tovarășii și guvernați nu le au în seamă. Și aici nu vorbesc despre faptul că trebuie să știe ei ce se întâmplă fiecare cătun. Dar, băi, ai o grămadă de consilieri. Consilierii, toată ziua, ar trebui să stea să vadă ce merge bine, ce nu merge bine, ce încurajăm, unde trebuie să, să reparăm. Da? Există presă. Încă mai există presă în România și afli din presă o grămadă de idioțenii despre idioți, despre faptele astea care pur și simplu stopează viața oamenilor. O pun așa într-un cont de umbră, umbră, <laughs> umbră a fi bună la, la secetă. O arunc așa într-un, într într-o într budă publică. Bun? Uite aici, pres Conflictul dintre doi primari blochează un proiect european de irigație pe 1000 de hectare în plină secetă. Primăria Golăiești din județul Iași compromite investiții capitale pentru locuitorii comunei pentru că primarul nu se înțelege cu cel care accesează fondurile. În iulie 2022, 800 de hectare de teren din Golești sunt deja calamitate, dar 1,14 milioane de euro stau nefolosiți pentru că lipsește o semnătură a primarului. Înțelegeți? Sunt bani europeni. Adică tovarășul Hans, tovarășul Jean Paul, tovarășul, nu știu care, Juan, unul din Germania, unul din Spania, unul din Italia, unul din Franța, unul de pe nu știu unde, au zis, băi, trebuie să dăm niște bănuți, să fie niște bani europeni, ca românii să treacă de piciorul broaștei ălea socialiste. Și cumva să ajungă așa cum suntem noi, cât de cât mai prosperi. Da? Bani europeni, nu trebuie dați înapoi, nu trebuie doar să nu furi. Atâta trebuie la ei, da? Și să ai responsabili, autorități care să se gândească un pic. Înțelegi? Neuronul o pupi pe neurona, o pup, pupă cu limbă să face sinapsă. Ei bine, nu. Bani europeni prevăd pomparea apei din râul Jijia și irigarea 1000 de hectare din Golăiești, două treimi din totalul de teren agricol. Contractul de finanțare este semnat din 2021, dar lucrările de reabilitare n-au început, fiind în pericol de a ieși din termenul, termenul limită. Tărăgănarea chinuitoare din acest proiect arată de ce se implementează atât de greu investițiile europene în România. Un proiect european de 1,14 milioane de euro, constând în refacerea sistemului de rigații din gole Iași, este în pericol de a fi anulat pentru că primarul nu eliberează autorizația de construcție de peste patru luni. Investiția trebuia să înceapă în luna martie și suntem la mijlocul iulie, termenul limită fiind iunie 2023 proiectul capital pentru agricultorii din comună, pentru că a rezolva irigarea a 1000 de hectare de teren agricol dintr-un total de 1800. Al alte 800 sunt gata. Calamitate. Banii sunt pentru reabilitarea acelei stații de pompare de care v-am vorbit, pomparea apei din râul Gijia și instalarea, și instalarea sistemelor de irigații. Bun? Și te gândești, bă, dați banii europeni. Vă plângeți toți, da, toți primarii, Domnule, dar ce să fac în comună? Apă cu porția, agricultura e dată dracului, oare ce o face? Fustele în sus, tăvăliri pe jos. Zona Moldovei este într-o secetă profundă, iar banii europeni așteaptă o simplă semnătură. Cazul este absurd, fiind alimentat de conflictul personal dintre actualul primar PNL și fostul lider al comunei de la PSD, al cărui fiu a accesat fondul european. Vom pierde banii, nu mai avem timp să construim până la anul, iar cel mai grav este că am cheltuit și din contribuția noastră proprie și nu-i vom recupera niciodată, spune fostul primar al Comunei Golești. Eu pot să înțeleg o grămadă de conflicte. Bă, ai un conflict, du-te, n-ai bea o cafea cu ăla și zi, bă, ai ceva cu mine, am ceva cu tine, dai în fabrici, dai în uzine. Bun. Este treaba ta. Doar că în momentul în care ești tovarășul primar, tovarășul parlamentar, deputat, ministru, etc., etc., tu nu mai ești tu, văsălie din Turtureni. Da? Că tu ești reprezentantul unor oameni. Și oamenii ne spun, bă, dracului, îi secetă. Murim, mor vacile de foame, mor vacile de sete. O să mor și tu până la urmă, da? De foame. Că tu vii să cumperi de la mine lapte și tu vrei un grâu, un pic de făină de grâu să-ți faci o pită, o să mori, primare. Da? Nu contează. De patru luni stau să văd, băi, oare semnez, oare nu semnez, m-am uh, sculat cu fața către nord-nord-est sau sud-sud-est. Bun? Nu facem proces de intenție, dar când tu, guvern, faci ședințe uh, de urgență, băi, schimb consilierii, bă, băieți, ce se întâmplă în țară? Domnul premier, domnul Daia, ministrul al culturii, uite ce se întâmplă la golești sau Golănești mai bine zis, nu Golăiești, Golănești, da, iași. Uite că ăla nu vrea să semneze, ai trimis rapid corpul de control. Băi, poate care toată dreptatea din lume să nu semneze. Dar dacă nu are toată dreptatea din lume și nu semnează, te bag la pușcărie mâncațaș. Dacă ai dreptate, băi băiete, să vedem cum rezolvăm că avem nevoie de bani europeni pentru împotriva secetei, da? Dar dacă n-ai semnat, te aducem legat, te bag în fața judecătorului, există chestiile alea, nu știu dacă mai există, subminarea economiei naționale, subminarea dracului, placului, da? Și acolo te bag. Pentru că nu se poate ca o țară întreagă să stea să tremure la televizor și nu de frig, ci înfigurați de atâta căldură. Da? Vezi incendii acolo, incendii acolo, record de temperatură în Anglia, record de temperatură în Franța, sute de oameni care ți-au murit în Spania în două săptămâni și tu, domnule, să vedem dacă ștampilez sau ștampulez. Da? Semnez sau nu semnez. Ok? ne merităm soarta, băieți. Ne merităm soarța pentru că, exact ca în poezia lui Ana Blandiana, suntem un popor vegetal, numai copacii ni se revoltă. Da? Băi băieți de acolo, din comună, din Golănești sau de unde ți fi, adunați-vă în fața primăriei, blocați un drum european, pentru că altfel nu se va afla despre problema voastră. Mergeți cu vacile acolo, mergeți cu utilajele și băgați-le în curtea primăriei, dacă au ea curte. Da? Și explicați de ce Moldova este în foame, de ce este cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană. Nu merită, nu este un dispreț aruncat asupra oamenilor de acolo, da? Este zona culturală prin excelență a țării este, dar este și zona în care baronetul, alături de baronetul ăla din Sud, au făcut baronetele astea tot ce au vrut. Da? vrei să semnezi? Păi stai să mă mai gândesc. Poate am o diaree. Poate am o chestie de aia semi-intestinală. Poate n-am chef astăzi. Dar tu de ce n-ai bască? Despre asta este vorba. Despre cum ne merităm soarta. Și vorbim despre agricultură? Păi, e adevărat, la televizor nu prea vedem chestia asta. Că de când s-au dat zeci de milioane de euro pe la televiziuni și aia sunt cumva într-o autocenzură de aia de fată mare. Vai, dar să nu dăm chiar despre asta. N-ai o știre cu dă de, de ceva știre orice nu sunt a sunat nimeni, niciun fotbalist nu s-a nici o pe, pe marile bulevarde hai mă să dăm o chestie așa Ai, ia, ia și tu pe cineva, ia un invitat tu, băieți, astea sunt știrile care lipsesc de la televizor uite aici, Agrointel ședință la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale crescătorii de vaci s-au trezit cu banii tăiați din subvenția de la APIA crescătorii de vaci Exact când noi zicem, bă, dar oare de ce importăm așa de mult lapte din Ungaria și Polonia? De ce cartofii sunt din Chile? De ce roșiile sunt din Spania? De ce, de ce, de ce? Și Egiptul, bă, până, și Egiptul vine să spună, bă, exportăm la România orice, da? Noi putem să stăm cu apa minerală în lacuri, că vom importa apă minerală. Exact cum se făcea acum 20 de ani când, eram la Cacica, cred că, în salină și îmi spunea cineva de acolo, un oficial, domnule, știi care e baiul? Că noi exportăm sare, așa mai brută, cum o scoatem de aici până în Ungaria, acolo se ambalează și o importăm. Scrie sare românească, nu știu ce, KFT în loc de SRL, o importăm. De ce? Pentru că noi suntem proșii deștepți. Pentru că noi nu investim în procesare. Noi dăm cu sapa, dă cu sapa, dă cu sapa, să-l hrănim pe ăla cu Atât. Nu, nu încercăm să vedem ce e de reparat. Și am primit un mesaj, uite, de la Arie Barbiru. El îmi tot trimite mesaje, omul ăsta e foarte fain, și îmi trimite exemple din Israel. Și m-am uitat la mesajul ăsta și mi-a dat seama, are legătură și cu evaziunea fiscală, dar are legătură cu ceva mai mult. Cu reacția rapidă a autorităților atunci când vine când există o provocare la orizont. Adică nu stăm cu limba în gură să mai facem o comisie, să vesc, o facem, că o dregem, că -o împăturăm, că îi dăm jos chiloții, că îi punem la loc, că îi luăm suțienul, dar aruncăm ca la buhnici. Că buhnici asta au zis, băi, toate 69 sau 90, 60, 90 sau invers, habar n-am cum, dar să fie toate de Beverly Hills că mă duc pe plajă. Ok? Dar vorbim și de chestia asta la un moment dat. Bun. Și Israel. Lupta împotriva evaziunii fiscale într-o lume în care toată economia din Israel este digitalizată și toate afacerile din toate domeniile sunt monitorizate. Ministerul Finanțelor din Israel a anunțat că începând, de la, că începând cu luna viitoare, în august, se va interzice semnarea tuturor afacerilor cu bani gheață în valoare de peste 1700 de euro. În toate afacerile este obligatoriu de menționat felul de plată, bangiață sau cont bancar. De asemenea, la afacerile cu cardul bancar este nevoie de o parolă, la toate afacerile de peste 85 de euro, toate afacerile din Israel cu valoare de peste această sumă vor fi monitorizate, încrucișate cu alte informații existente în online de la toate celelalte ministere și instituții, inclusiv relațiile familiare care există la Ministerul de Interne al Israelului, care se referă la dosarele pe venituri ale copiilor, nepoților, bunicilor, fraților, surorilor și chiar așa. Anumitele cunoscute publice, adică este informații asupra amantelor. Și fii atent ca să înțelegi de ce e important. Uh, viteza de reacție. De unde a apărut toată vijelia asta? Un tip a intrat într-o agenție la Mercedes și a cumpărat o mașină în valoare de 120.000 de euro și a plătit cu o valiză plină de bani, bineînțeles obținut la negru. Ce părere aveți? Adică instantaneu. Autoritatea guvernamentală vine și spune avem o problemă. Până acum n-am știut de ea. Nu putem să-i facem nimic lui care a cumpărat o mașină cu o valiză de bani. Dar de acum încolo știm ce să facem. Bun. În România? Și ce? Băi, doi secetă. Ieșim la televizor. Vorbim, vine daia să ne spună într-o filozofie de aia lirico-masturbatorie, într-o semantică proprie și cu un lexic extrem de, 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 sulfuros, să ne spună până la final că doamne, nu avem ce face, domnule, dar ne luptăm, mergem cu lanterna noaptea să vedem seceta pe câmp. Du-te, și daia tovarăș, nu dom, da? Alo, du-te până acolo în Iași, la Golănești ăla sau Golești, da? Vezi acolo, vă cu primarul. Bună ziua, băi, eu sunt dai mâncația aia sufletul Cormoranu. Zici și mie, mă, cum semnez, nu semnez. Te doare mâna? Nu poți? Nu știi să-ți scrii? Ia să vedem care e baiul. Te duci după la alt. Băi, ai făcut bine chestia de fonduri europene? Am făcut bine. Băi, adevărat? Da, domnule, uite-ți, aprobată. Și te duci înapoi la primar și zici, nu mai trebuie să semnezi băiatul. Nu mai trebuie. Intri sub incidența legii. La revedere, pa, salutări din Doftana. Despre asta este vorba în România, băieți. Avem atât de puține pușcării, încât pur și simplu simți nevoia să spui, bă, dar păi, dacă nu avem unde să-i băgăm, mai bine să-i lăsăm liberi. Că nu e așa? Dacă tot ne bate soarele în cap. Ne-am și uscat chiloții la același soare. Suntem egali. Domnul Daia, cu Cormoranul, cu ăla din Golănești, cu ăla la cu ăla, e un stat național unitar în sărăcie și în nesimțire, băieți. Sănătate!